Iată cele 10 reguli esențiale pentru a intra într-o biserică ortodoxă. 1. Trebuie să fii împăcat cu toată lumea. Nu e bine să intri în casa Domnului, mai ales dacă ești certat cu lumea. Motivul? Duci cu tine toată energia negativă acumulată și îi molipsești și pe ceilalți. Le-o transmiți și lor. 2. Du un dar cu tine. La biserică, în principal, nu se merge cu mâna goală și nu e vorba strict de bani. Du cu tine o lumânare, un pahar cu vin, o prescură sau un obiect de valoare sentimentală pentru a putea fi sfințit. 3. În principal, bărbații trebuie să stea în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă. Cei mai bătrâni stau în față, cât mai aproape de altar, iar cei tineri în spatele lor, aproape de intrare. Această regulă este valabilă și în cazul femeilor. 4. Nu vorbi în biserică și nu butona telefonul mobil. Acest comportament este considerat un mare păcat și arată lipsa de respect față de cele sfinte. 5. Nu te închina la icoane în această condiție. Dacă preotul care a oficiat slujba a binecuvântat Sfânta Liturghie, se consideră că nu mai ai dreptul să te închini la icoane sau să le pupi. Aceasta se face doar la intrarea în lăcașul de cult. 6. Ia anafora. O mare lipsă de respect este considerată refuzarea simbolului trupului Domnului, adică anafora. Aceasta se oferă la terminarea slujbei, după ce este sfințită și binecuvântată de preot. 7. Ia anafora și pentru familie. Dacă ești singura persoană din familie care a decis să meargă la biserică, ia anafora și pentru ai tăi, deoarece, potrivit ortodoxiei, ești considerat apostolul familiei. 8. Povestește-le alor tăi ce s-a spus la biserică. Preoții recomandă ca cel care a fost la biserică să povestească mai departe acasă și în familie ce s-a discutat la slujbă. De exemplu, care a fost pilda spusă de preot și mai ales ce fel de cântări s-au făcut în biserică. 9. Este recomandat să stai până la terminarea slujbei. Religia spune că cel care iese din casa Domnului înainte ca preotul să încheie slujba, este considerat drept Iuda, deoarece și acesta a ieșit de la cina cea de taină, unde a participat alături de Iisus Hristos și de apostoli. 10. Este de evitat de a săruta sfinții pe față. Când mergi la icoane, aproape de altar, și săruți sfintele icoane, nu te împinge să săruți sfinții pe gură. Preoții recomandă sărutarea mâinilor sau a picioarelor, dacă sunt și ele reprezentate în pictură. Dar această regulă nu este una generală.